Știu că sunteți obosiți. Domnul Iisus a zis ucenicilor lui, care erau cu el, a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. I-a chemat cu el ca să se roage și la un moment dat a spus, în ceas n-ați putut să deviați împreună cu mine? Au fost obosiți. Și parcă au început să slăbească și n-au avut puterea să stea mai mult. Vreau să vă spun că atunci când trece duminica, s-ar putea ca tot să rupe Dumnezeu. Atunci când trece de obișnuit, se spune că Moise avea un obicei să meargă cu turma până într-un anumit loc. Și într-o zi s-a gândit să meargă mai mult. Și s-a dus până la muntele lui Dumnezeu. Și acolo a avut o revelație. S-a întâlnit cu Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Eu cred că Domnul Iisus Hristos în seara asta este prezent. Slăvit să fie numele Lui. Și știu că El poate rezolva toate problemele care noastre le avem și le avem. În mâna Lui este rezolvarea problemelor noastre. Noi încercăm să le rezolvăm noi uneori. Ne zbatem cum se predica în seara asta. Să ne luptăm. Și în seara asta a fost provocat să fratele Florin să credem. Să avem o credință în care să-L provocăm pe Domnul să rezolve problemele, să-și arate slava și puterea. Și psalmul care s-a citit în seara aceasta, dragii mei, 34, îl vedem pe David într-o situație critică. Amenințat de Saul. Amenințat de dușman. Dar David a fost acel omul acela care și-a condus viața prin credință în orice împrejurare. El s-a crezut și s-a visuit pe Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Amin, aleluia. Și într-o împrejurare, când a fost ars Țiclagul, s-a întors cu oamenii lui de război, au fost luate femeile și copiii și tot ce aveau, David, poporul sau armata care era cu el, oștenii, au vrut să-l omoare cu pietre din pricina nevestelor și copiilor care fusese luate. Și spune acolo cuvântul că David s-a rezemat pe Domnul în momentele acelea. Și a stat la sfat cu Domnul și l-a întrebat pe Domnul să mă duc să-i urmăresc pe amalecit. Voi avea biruință. Și Domnul a zis, du-te, vei avea biruință. Și Domnul i-a dat biruință să lăbi să fie în Domnul. Și vreau să aduc câteva cuvinte seara aceasta. Ce să faci când dușmanii îți amenință viața? Când dușmanii îți amenință viața, ce să faci atunci? Când ești amenințat, când ești încolțit ca și David, când te urmărește Saul, când boala este în viața ta, când nu mai vezi nicio șansă, ești constrâns, poate, sărăcia bate la ușa ta, ce să faci atunci? Ce să faci atunci în momentele acelea? Când poate păcatul apasă asupra ta, sau știu, și îți amenință cugetul și viața, ce să faci când necazul poate în casa ta? Poate că nu mai vezi nicio ieșire, poate că nu mai vezi nicio speranță. Unde să alergi atunci? Ce să faci? Știi ce să faci în momentul acela? Uitați ce face David în psalmul acesta. El a fost într-o situație care era amenințat, a fugit într-o țară străină, a făcut pe nebunul înaintea lui Abimelec. Era într-o situație în care era amenințat. Și David atunci, știi ce spune el? Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Aleluia. În cea mai critică situație, în cea mai grea situație în care ai fi, este foarte important să-L binecuvintezi pe Domnul. Este foarte important să-L înalți pe Domnul. Slăbiți să fie numele Lui. Cum într-o încercare mare. Grea, destul de grea, să zic așa. Și știți ce am făcut în încercarea aceea grea și mare? Am început să mă plâng la toți oamenii. N-am făcut așa, frate și surori. Am început să-mi plâng din milă. Am știu, să o iau la asta, să-mi pierd mințele. Medicul de familie i-a dat medicamente la soție, a zis că nu cumva să-și piardă mințele, dar era nevoie de medicamente. Știți ce am făcut în situația aceea? Am binecuvântat pe Domnul. Am binecuvântat pe Domnul. Și în seara asta poate ești sărat, poate ești bolnav, ai venit la adunare, poate nu te simți bine, poate știu, ești într-o situație în care nu mai știi ce să faci. Și poate sunt lucruri care te apasă, sunt lucruri care te țin, te leagă. Dacă vrei să scapi, în primul rând trebuie să binecuvintezi pe Domnul. Să le arzi pe Domnul, să le arzi pe numele Domnului. N-ai venit aici în primul rând să te plângi, în primul rând să-ți vezi durerea. Ai venit să le arzi pe Domnul, că Domnul e viu, să vii să fie numele Lui. Deci ar Dumnezeu să-ți dea putere. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Habacuc spune, chiar dacă oile în grajd nu vor avea hrană,
Chiar dacă vița nu va înflori, chiar dacă va fi greu, indiferent că va fi greu, El spune, eu tot mă voi bucura în Domnul. Te împiedică boala din viața ta ca să-L auzi pe Domnul seara asta? Te împiedică necazul ca să-L înalți pe Domnul? Oh, Dumnezeu este mai presus de orice încercare, de orice situație. Și în Romani spune că nici îngerii, nici boala, nici adâncimea, nici înălțimea, nici, știu eu, lipsa de îmbrăcăminte, nici foamea, nu vor fi în stare să te despartă de dragostea care este în Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Adică dacă suntem bolnavi, dacă n-avem ce mânca, dacă trecem prin încercări, dacă suntem în valea plângerii, dacă suntem amenințați de diavolul, orice s-ar întâmpla, în orice situație, Dumnezeu nostru merită lăudat. Laudă-L pe Domnul din toată inima. El se coboară în mijlocul laudelor, să vi se fie numele Lui. Și când David în cea mai mare constrângere îl înălța pe Domnul, Domnul se cobora să-L izbăvească, să vi se fie numele Lui. De aceea Dumnezeu să-ți dea putere să-L lauzi. Nu te opri, n-a luptat pe Dumnezeu. Indiferent de cât de mare este încercare. Mi-aduc aminte că la un moment dat, fiind în încercare, m-a oprit și a zis, nu o să mai predic, nu o să mai merg, pentru că mă uitam și eu ca Asaf la cei care le merge bine. Aveam un vecin acolo care avea afaceri, spălătorii auto. El nu mergea la biserică, nici nu predica Evanghelie, mergea foarte bine. În schimb, eu eram încercat și constrâns din toate părțile. Și am zis, Doamne, nu mai predic, nu mai fac nimic, mă opresc din toate. Și atunci soția a sunat la un frate să se roage pentru noi. Și primul lucru care i-a zis fratele prin telefon, a zis așa, spune-i soțului tău așa, că mi-a spus Domnul să nu se oprească, să nu se oprească nici din a predica Evanghelia, nici din a mă sluji, că situația este sub controlul meu. Slăviți să fie numele Domnului. Și am continuat să-L laud pe Dumnezeu, măcar că eram într-o încercare foarte mare. Eram pe punctul să pierd tot și să rămân cu toată familia pe drumuri, toată munca mea de ani de zile. Dar să știți că am continuat să-L înalt și să-L laud pe Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului și să mă cred în El. Și Dumnezeu, în final, și-a proslăvit numele. Deci, primul lucru, când ești în încercare, începe să-L lauzi pe Dumnezeu. M-a zis un frate care soția lui era la spital, bolnavă, aproape pe moarte, și a zis, Doamne, ce să fac în aceste momente? Era cântăreț. Și Duhul lui Dumnezeu a zis, ia acordeonul și laudă-mă pe mine. Și a luat acordeonul și a luat copiii și a zis, hai să lăudăm pe Domnul. Și a lăudat pe Domnul și a lăudat pe Domnul să vii să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în cer, n-a mai putut să stea acolo și a vindecat soția să vii să fie numele lui Dumnezeu. Face minuni. Haideți să lăudăm când nu vedem nimica, când nu se vede niciun orizont. Să-L înălțăm pe Dumnezeu, să vii să fie numele Lui. Asta e credința care trece din orice, din orice situație, să vii să fie numele Domnului. Să-I spui Domnului, chiar dacă nu mă vindești, chiar dacă nu-mi dai, chiar dacă nu-mi faci, eu te iubesc pe tine și nu mă lau de tine. Pentru că, Doamne, te iubesc pentru că Tu ai murit pentru mine. Să vii să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute să-L lăudăm atunci când suntem în încercare, atunci când suntem, poate, să știți că asta face credința, laudă pe Dumnezeu, asta face iubirea, laudă pe Dumnezeu, să vii să fie numele Domnului. În a doilea rând, dragii mei, în cea mai grea încercare și când suntem amenințați de dușman și viața noastră este amenințată, frați și surori, prieteni dragi, cuvântul lui Dumnezeu spune aici, când îți întorci privirile spre El, la ce te uiți în seara aceasta? La necazul tău, la durerea ta? Nu? Spre așa. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, slăviți să fie numele Domnului. Ia-ți privirea în această seară de pe boală, de pe încercare, de pe necaz și întoarce-ți privirea ta spre Domnul. Pentru că despre Domnul s-a predicat, s-a cântat în seara asta, în atenție, în seara aceasta, aici nu sunt frații de la Bistrița care au venit, sau la Sighetul Marmaț, în atenție, în seara aceasta, aici în centru, este Domnul, despre El s-a vorbit, să vii să fie numele Lui. Și în seara asta, toți care suntem aici, întoarcem privirea.
privirea către Domnul prin credință și Domnul care e aici, pentru că l-am lăudat până aici, ne va umple de bucurie inima, să vii să fie numele Lui Dumnezeu. În mijlocul încercării poți să simți bucurie, pentru că te uiți la Domnul și Domnul dă bucurie, să vii să fie numele Lui în mijlocul necazului și a strântorării. David a simțit bucurie și când era în peștere, pentru că el se uita la Domnul. David a simțit bucurie și când era acolo departe de țara lui între dușmanii lui Israel. David în orice împrejurare a avut bucurie. Știți când n-a avut David bucurie? Știți când nu a mai avut David bucurie? Când a păcătuit și l-a îngrisat pe Domnul și atunci a exclamat, a zis, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. O pierduse prin păcat. Și dacă seara asta ești aici și ai păcătuit, tu poți să vii la Domnul ca sângele Lui să te speri. Privește-te și la jertfa Lui în seara aceasta și lasă sângele de la cruce să spere toate păcatele tale și să primești această bucurie care poate să o dea Domnul. Privește prin credință, întoarce-ți privirea de la păcatul tău și uite-te la jertfa de la Golgota și la sângele care a curs atunci cu 2000 de ani în urmă și în seara asta la Paști poate să spere de păcatul tău. Dacă tu ai credință și vrei să fii iertat în seara asta, nu uita nici eu, nici unul dintre noi. Cel care iartă păcatul este dacă te uiți prin credință la El și la jertfa Lui. Că seara asta toți te uităm la El și spunem, Doamne, fă ca sângele Tău să curățească poporul seara aceasta. Doamne, privim prin credință la Tine. Deci Dumnezeu să-ți mărească credința, să vii să fie numele Lui. Când îți întorci privirile spre El, să vii să fie numele Domnului. Și spunea unul dintre psalmiști, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Unde privești în timpul acesta, în vremea aceasta, unde sunt ochii tăi și ochii mei? Vrea ca Duhul lui Dumnezeu, care în seara asta este aici, să ne îndrepte privirea spre Cel care vine din cer. Amin. Este Iisus Hristos. Slavă. Cel care din dragoste a venit să ne salveze. Eram sortiți morți, dar cu nicio șansă. Eram sortiți pierzări prin Adamul care a căzut, primul Adam, căzut în păcat. Dumnezeu a făcut o făgăduință atunci în grădină, că va trimite noul Adam. Și Iisus a venit ca să ridice rușinea care noi am avut-o prin păcat și l-a primit pe diavolul la cruce. A primit Hristos pe gloria. Eu eram tot din diavolul ca și la alte pe cruce. Pentru că Hristos a biruit. Unde să mă uit când păcătuiesc? Când am păcătuit, unde să mă duc? La cine să primesc? Mă uit la El. Aleluia. La sângele Lui. Și de acolo vine iertare, eliberare, vindecare. Pentru că în vremea Lui suntem tămăduiți. Aleluia. La ce te uiți în vremea aceasta? Nu te uita la mine. Eu sunt un om slab ca și tine. Nu te uita la mine. Și mântuiește pe cei cu Duhul strobit, cu inima frântă, poate venit cu Duhul strobit. Privește la Iisus și Iisus te mântuiește, să vii să fie numele Lui. Că cel a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și aici la Paști a venit să ridice, să spere, să vii să fie numele Lui. Și în seara asta privim la El, Doamne, Doamne, ajută-ne să te vedem aici, prin credință. Ajută-ne Tu. Slăvi să fie numele Lui. 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 Merită toată gloria și toată cinstea. N-am meritat jertfa Lui. Erau evrei în Egipt și au păcătuit, au cârtit împotriva Lui Moise și împotriva Domnului. Și Dumnezeu s-a supărat pe ei și a trimis șerpi focați. Au murit mulți. Și au strigat Moise, Moise scapă de căperiu. Și a lățat un șarpe de acum. Cei care vor privi la acel șarpe, șarpe spunea, prin credință vor fi salvați. Cei care priveau la șarpele de Aram erau salvați. Și în 1 Ioan, în Evanghelia de Ioan spune, capitolul 3, spune, după cum a lățat Moise șarpele pustii, șarpele acela reprezenta pe Domnul Iisus Hristos care are să vină. Tot așa și Fiul lui Dumnezeu a fost înălțat. Ca cei care privesc la El
să fie salvați. Aleluia! Să fie salvați. Aleluia! Știți care e cea mai mare boală, cea mai mare amenințare, cel mai mare dușman? Este diavolul, păcatul și iazul cu foc. Boala este în trup. Păcatul și boala ne duce departe de fața lui Dumnezeu. Și Hristos a venit să ne împace cu Dumnezeu. Și noi trebuie să privim la Inima seara aceasta. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Și zic că seara asta, Doamne, nu știu ce au oamenii de la bar și nu știu ce este privirile noastre, dar aici, Doamne, vrem să privim la Tine, Doamne, la jertfa Ta, la ceea ce ai făcut Tu. Și vrem ca jertfa Ta să ne curățească, să ne înnoiască. Pentru că Isaia spune, și fratele și de astăzi în mașină când veneam, spune că El va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Tatălui. A venit să ne salveze, să ne ridice din mocirile, din starea noastră. Și când privim la El, să ne ridice, să ne pună piciorul pe stâncă, să ne pună într-o stare după voia Tatălui, să ne sfințească, să ne dea de primirea Lui și să ne curățească, să fie pe numele Domnului. Și o zic în seara asta, Doamne, primim la Tine, fă lucrarea aceasta prin credință la bar și cu noi, Doamne. Vrem ca noaptea asta de aici, de la adunare, să plecăm iertați, eliberați, curățiți și noi. Pentru că jertfa Ta are putere și astăzi, Doamne, și seara aceasta, sângele Tău poate să albească hainele noastre. Spune în Apocalipsa, când bătrânii întreabă, cine sunt aceștia, Doamne? Și spune, ei vin, de unde vin? De la bar și din Valea Plângerii. Aleluia! Și au spălat hainele în sângele Mielului, să fie să vin să vin. Aleluia! Doamne, privim la Tine, avem pete. Tu ai pete. Gânduri că nu trebuie să ai vorbe. Doamne, unde să privim în seara asta? Cine ne poate ajuta? Osana. Privim la Tine, Doamne. Aleluia. Doamne, avem boli, avem necazuri. Cine are milă de noi? Guvernanții? Mulți împărați al lui Israel sunt dovedit. Și mulți împărați sunt dovedit. Singurul împărat care a avut milă a fost cel care și-a dat viața pentru Mările Lui. Și îmi spune, veniți la mine și priviți la mine. Și în seara asta privim la El prin credință. David la El a privit, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, în al treilea rând, ce să fac atunci când dușmanii mă amenință? Când nu mai am nicio șansă. Uitați ce spune cuvântul aici. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Aleluia. Domnul nu-i surd în seara asta aici. Aleluia. Ce să fac? Aleluia. Ce să fac în disperarea mea? Voi striga către Domnul. Aleluia. Voi striga către Domnul. Slăviți să fie Domnul. Voi striga din toată inima mea către Domnul. Un orfan, povestea odată, mergea pe stradă, a crescut la casa copilului singur și a strigat cât a putut în stradă. Nu mai avea bani de mâncare. E povestit asta și eu știu. Doamne, Tu ai zis că ești tatăl orfanului și mama bătrânului și eu spre stradă și n-am bani de mâncare. Dacă și pe mine mai mari te rog să faci o minune, să-mi dai bani de mâncare. Și o mașină s-a oprit la câțiva metri de el. Și l-a strigat, băi, te vină încoace. Și a pus în mână 10 de euro. Ține. Aleluia! Spunând pe stradă, spunând, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești viu și că Tu trăiești. Aleluia!